Probabil unii dintre voi v-ați întrebat de ce am făcut o pauză de la călătoria noastră prin cartea Isaia. Ne aflăm din nou în psalm. Dimineața mi-a făcut fratele Cristi o provocare. Provocarea a fost că el ar vrea ca să vadă timpul de predică să ajungă până la 2 ore. Și sincer îmi este frică că dacă predicam din Isaia în seara aceasta s-ar fi putut să ating pragul acela de 2 ore. Adevărul este că cartea Isaia pentru mine, deși a fost și este în continuare și sper că și pentru dumneavoastră o binecuvântare fenomenală, în același timp este o carte a cărui expoziție, a cărui predicare este extrem de reoaie și de consumă, realmente de consumă. Nu că alte părți ar fi neapărat mai ușoare, dar am simțit nevoia ca să schimb un pic și atunci când mă simt apăsat, atunci când mă simt obosit, psalmii sunt întotdeauna un loc bun de refugiu. În viața noastră spirituală, atunci când avem nevoie de repaus, atunci când avem nevoie ca să ne zidim, psalmii sunt un loc foarte bun în care putem să alergăm și să găsim această odihnă, să găsim acest timp de repaus. Dacă vă întrebați de ce am predicat din psalmul 1 data trecută, pentru că este primul. Și dacă vă întrebați de ce astăzi predicăm din psalmul 2, pentru că este al doilea. Ele au fost scrise în ordine și sunt intenționate să fie citite în ordine. Cartea psalmilor este de fapt un ciclu de cărți, de poezie și de cântări. Este cartea de rugăciune și de cântare a poporului Israel. Și este foarte bine ca și noi să le citim și să le studiem ca atare. Așa că astăzi ne aflăm în psalmul 2, deși citind peste primii psalmi, parcă psalmul 3 cumva m-a atras un pic, dar până la urmă am cedat și am revenit la psalmul 2. În psalmul 1 ne-am uitat și am văzut împreună un contrast între omul neprihănit și omul păcătos. Am văzut felul de a fi a omului neprihănit și sfârșitul omului neprihănit și am văzut felul de a fi a omului păcătos și sfârșitul omului păcătos. Și psalmul 2 ne prezintă un contrast similar, dar acum cumva abstractizat, ridicat la un alt nivel, la un nivel mai universal, la un nivel mai abstract, mai general, și ne prezintă contrastul acesta la nivel de popoare, la nivel de națiuni. Ceea ce se întâmplă atunci când iei o mulțime de oameni care sunt păcătoși și îi pui la oaltă, este că se nasc popoare și neamuri și națiuni de păcătoși. Un păcătos împreună cu mai mulți păcătoși sunt mai mulți păcătoși. O națiune de păcătoși este o națiune de păcătoși. Nu devenim dintr-o dată cumva în mod magic mai buni pentru că suntem într-o comunitate sau într-o societate. Se nasc popoare și națiuni păcătoase. Lucrul acesta vedem dacă citim cartea Geneza, vedem de la căderea omului în păcat, vine căderea omenirii în păcat și dezvoltarea este una păcătoasă. Avem cetăți care se nasc, orașe care se nasc, națiuni care se nasc și toate sunt păcătoase. Dumnezeu are un plan, are o lege, are o poruncă pentru neamurile și popoarele acestei lumi, dar precum sunt oamenii care umblă după legea lui Dumnezeu, care cugetă asupra ei, care o respectă, și pe cealaltă parte sunt oameni care se împotrivesc ei, la fel sunt și popoarele. Dacă popoarele sunt un amalgam, sunt o compoziție a cei care le compun, până la urmă și direcția poporului, direcția națiunii este determinată în acest fel. Ori se va îndrepta după legea lui Dumnezeu, ori se va răzvrăti împotriva legii lui Dumnezeu. Compoziția națiunii și compoziția inimii fiecărui membru din acea națiune sau popor sau neam va determina direcția în care va merge acea națiune.
Dacă ar trebui ca să sumarizez concluzia acestui psalm, făcând o analiză geopolitică, și românii sunt extrem de pasionați de politică. Am învățat lucrul acesta când am revenit în România și m-am redescoperit român. Am învățat că trebuie să fii interesat de politică, că numai de politică te întreabă toată lumea. De politică și despre cursul euro-dolar. Nu știu, astea două întrebări non-stop unde mă duc, mă întreabă, ai văzut cursul euro-dolar? Și eu, de ce întreb, dar ai euro sau dolari? Nu. Atunci ce te interesează? Asta e interesant. Politica și finanțele sunt lucruri care ne interesează și într-un fel este normal pentru că ne impactează viața. Dacă ar fi să sumarizăm care este concluzia geopolitică, din punct de vedere social și politic, care este concluzia acestui psalm, într-o singură propoziție ar putea fi următoarea. Lucrurile, viața, societatea, lucrurile în general vor merge mult mai rău. Mult mai rău înainte ca să fie bine. Asta este concluzia psalmistului. Lucrurile vor merge rău. Contrar cu ceea ce ni se spune, contrar cu sentimentul pozitiv care societatea vrea ca să ne-l inducă, ca să sporească un gând bun și pozitiv în mintea noastră și în inima noastră, să ne simțim în siguranță și să cheltuim bani ca să se dezvolte piața liberă. Psalmistul trage linia și spune lucrurile pentru societatea voastră, pentru națiunea voastră, pentru popoarele voastre vor merge mult mai rău. Suntem condiționați de societatea asta în care trăim, de cultura în care trăim, de sistemul economic în care trăim, să gândim în mod ciclic. Credem și noi, am ajuns ca să credem cumva acest clișeu care spune că timpul le rezolvă pe toate. Toate merg în cicluri. Astăzi este rău, dar nu-ți fă problemă că mâine va fi bine. Astăzi economia merge rău, dar dacă aștepți un pic de timp, lucrurile vor merge bine. Vor crește din nou prețurile imobiliare, vor crește din nou valorile la valută, bursa va crește și totul va merge din nou bine. Ai numai răbdare. Timpul rezolvă toate problemele. Credem că lucrurile negative din viețile noastre, din societatea noastră, din țara noastră se vor rezolva în timp. Dar Biblia prezintă o totală altă realitate. Că lucrurile în timp merg rău. Și că sunt sortite ca să meargă așa. Apostolul Pavel spune în Romani 8, versetul 20 la 21, în felul următor. Tratează problema la nivel de creație, la nivel de natură. Și spune, întrucât creația a fost supusă deșertăciunii. Nu pentru că a vrut ea, ci datorită celui ce a supus-o. În nădejdea că și creația însăși va fi eliberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. La nivel de creație, la nivel de natură, la nivel elementar, toate au fost supuse deșertăciunii. Toate sunt supuse degradării. Întreaga creație a fost supusă deșertăciunii nu pentru că a vrut ea, ci pentru că cel care a supus-o are un plan. Și planul este că acum și aici, în sistemul acesta în care ne aflăm acum, numit lume, care este decăzut în păcat, lucrurile să meargă rău. A doua lege a termodinamicii, legea entropiei, spune că într-un sistem izolat, entropia, haosul, dezordinea, degradarea este întotdeauna în creștere. Întotdeauna în creștere. Este posibil în acest sistem izolat ca să fie momente și locuri în care să pară că există ordine, să pară că sistemul lucrează cumva, să fie un punct în care aici este ordine și succes și organizare, dar până la urmă se distruge. Pentru că sistemul acesta tinde întotdeauna spre entropie, spre dezordine, spre degradare. Și această realitate fizică, această
lege a fizicii nu este o întâmplare, este o realitate impusă asupra creației de cel ce a supus-o deșertăciunii. Moleculele în mod natural în universul nostru tind spre haos, pentru că cel care le-a spus să tindă spre haos vrea să tindă spre haos. În mod final, în această viață, pe acest pământ pe care noi îl cunoaștem, pe acest pământ decăzut în păcat, lucrurile nu vor merge mai bine. Nu vor merge mai bine, ci vor merge mai rău. Problema societății, problema culturii, problema guvernului nu este faptul că ele încearcă să combată această descompunere entropică. Este normal, pentru că Biblia spune că creația și făpturile create nu vor să fie supuse acestei deșertăciuni și tânjesc să fie eliberate. Și este normal să ne organizăm, să combatem această entropie și această deșertăciune și această durere. Este normal ca să clădim spitale și școli și armate și poliție și tot ceea ce este necesar să combatem această durere. Problema însă este că societatea și cultura și guvernul și politica încearcă să combată această problemă prin metode sociale și economice și politice. Și nici asta n-ar fi o problemă, dar le implementează în așa fel încât sunt spre excluderea lui Dumnezeu din rezolvarea problemei. Încearcă să le excludă pe cel care a supus creațiunea la deșertăciune și excluzându-l să rezolve problema deșertăciunii, decât să meargă la cel care o supune și să zică: Doamne, te rugăm, fă tu ordine. Așa că în final, orice societate, orice sistem de guvernare, orice filosofie politică este sortită să falimenteze pentru că nu înțelege esența problemei. Și în acest fel, într-adevăr, ne aflăm într-un ciclu istoric, vicios, în care există răzvrătire și există faliment. Fiecare societate, fiecare cultură, la un moment dat se răzvrătește împotriva Creatorului și vrea să rezolve problema fără El și în acest fel falimentează. Sistemul american, de exemplu. O națiune care prin sistemul ei politic, prin formarea ei sub principii creștine, a fost o ieșire din tipar. O națiune care a stat împotriva restului lumii și a zis că sunt anumite adevăruri care le considerăm ferme pentru că au fost date de la Creator. A ajuns să creadă astăzi că nu mai are nevoie de acel Creator. A ajuns ca majoritatea țării să fie ofensată de faptul că pe dolarul american spune: ne încredem în Dumnezeu. Se strâng petiții ca numele lui Dumnezeu ca să fie scos de acolo. În jurământul care se spune față de țară, care spune că suntem o țară care stăm sub autoritatea lui Dumnezeu, se duc litigii la Curtea Supremă ca acest jurământ să fie scos din școli sau cel puțin să nu mai spună sub Dumnezeu, să fim sub altceva. Și declinul acestei societăți este zi după zi din ce în ce mai evident. Este sortit falimentului pentru că a pierdut esența problemei. În acest fel, într-adevăr, ciclul continuă, istoria se repetă, răzvrătire și faliment. Psalmul 2 prezintă două realități care sunt extrem de relevante pentru noi în ziua de astăzi, pentru că ne confruntăm cu ele aici și acum, în România, în Europa, în lumea în care trăim. Și aceste două realități sunt realitatea umană și realitatea lui Dumnezeu. Realitatea umană este prezentată în primele trei versete. Dacă aveți Bibliile, și ar trebui să le avem, la biserică să vine cu Biblia, cu pixul și cu ceva pe ce să luăm notițe, ca la școală. Realitatea lui Dumnezeu se explică în primele trei versete, este prezentată pentru noi și această realitate în trei versete explică mai bine dilema politică
și dilema socială și dilema economică din zilele noastre mai bine o explică decât orice manual de istorie, decât orice manual de economie, decât orice manual de sociologie. Dumnezeu ne prezintă în trei versete de ce ne aflăm în dilema în care ne aflăm. De ce se întărâtă neamurile și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte. Cel care ascultați cu atenție veți vedea că se repetă gândul din Psalmul 1 despre cel care are gânduri deșarte, cel care umblă pe căi deșarte, cel care cugetă la lucruri deșarte, dar acum aplicate la nivel de națiune, la nivel de popor. Problema este similară cu cea din Psalmul 1. Cugetă lucruri deșarte. Și până la urmă vei deveni ceea ce gândești. Nu gândești nimic, vei fi nimic. Atenție, părinților, noi care creștem copii acum și vrem doar să fie preocupați ca să nu întrebe multe și să nu cunoască multe, doar să fie happy și să nu fie plictisiți. Nu gândesc nimic, vor deveni nimic. Asta este realitatea. Gândești lucruri deșarte, cugeți la lucruri deșarte, vei sfârși în deșertăciune. Fie că ești om, fie că ești împărat, fie că ești o națiune. Cugeți zi și noapte asupra legii lui Dumnezeu, vei deveni un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Filosoful francez René Descartes spunea în latină, cogito ergo sum, adică gândesc, deci sunt. Și eu aș propune că psalmul acesta ne întreabă dacă este doar atât și ne propune o lărgire la această sintagmă și anume, nu doar că gândești, deci ești, ci ești ceea ce gândești. Gândești toată ziua numai la prostii, ești un prost. Gândești toată ziua numai la Dumnezeu, ești un om al lui Dumnezeu. Vă este mai repulsiv faptul că am zis că dacă gândești toată ziua la prostii, ești un prost, decât faptul că gândiți toată ziua la prostii? Realizați asta? Deci nu vă doare faptul că toată ziua gândim la prostii, vă deranjează faptul că am zis că suntem proști dacă gândim toată ziua la prostii. Dar nu gândim toată ziua la prostii. Toată ziua, aproape fără excepție, majoritatea zilei noastre este dedicată gândirea la prostii. La servici, la distracție, la televiziune, la telenovele, la show-uri. Ce vom deveni? Lacomi, batjocoritori, oameni ai distracției, vom fi ca cei din telenovele, vom fi ca cei din show-uri. În niciun fel nu vom fi ca și Dumnezeu dacă nu gândim asupra lui Dumnezeu. Ca să fim ca și Dumnezeu, trebuie să gândim ca și Dumnezeu. Regii pământului iau poziție și conducătorii se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său. Gândurile popoarelor deșarte și a conducătorilor lor, a regilor, duc la o poziție de forță, un front comun împotriva lui Dumnezeu. Gândirea lor influențează și îi înrăiește și îi pune în acțiune. Ați auzit proverbul care spune că dușmanului meu este prietenul meu? Exact asta se întâmplă aici. Avem împărați, avem conducători de țări care stau și cugetă lucruri deșarte și zic până la urmă, avem un dușman comun. Avem un dușman suprem. America, cu Rusia, cu China, cu Japonia, cu Irak. Chiar dacă suntem dușmani între noi, am concluzionat că există un dușman mai mare decât noi toți și gândul nostru deșart ca și națiune a tras concluzia că acest dușman este Dumnezeu și ca să ne împotrivim lui Dumnezeu ne aliem. Și ura lor se dezlănțuie în două direcții, spune Scriptura. Ea este direcționată împotriva Domnului și împotriva unsului său. Există o împotrivire care vizează pe Dumnezeu. Una care nu vrea să mai audă de conceptul de Dumnezeu. Și există o împotrivire, mai ales în zilele noastre, care vizează în mod specific pe Domnul nostru Iisus Hristos.
Iisus Hristos, ca și persoană, este cu mult mai urât în societatea și în cultura noastră decât Dumnezeu. Ca și idee, ca și concept. Majoritatea oamenilor nu sunt atei, sunt teiști, cred într-un fel de Dumnezeu, într-o forță, o putere. Dar când le spui, bun, dar cum stai în relație cu Iisus Hristos? Și cu ce pretinde El de la tine și de la lume? Te vor scuipa în față. Toleranța, înțelegerea, relativismul, modernismul lor, este aruncat pe geam afară în momentul în care menționezi pe Iisus Hristos. Pentru că Hristos este unsul Domnului. El este regele suveran de drept ale acestei lumi. El este în competiție directă cu autoritatea lor. El este ținta rebeliunii popoarelor. De aceea, creștinii nu trebuie să fie surprinși de faptul că în societatea noastră lucrurile merg din ce în ce mai prost pentru cei care sunt urmași al lui Hristos. Vrei să nu fii persecutat? Fă-te altceva decât creștin. Sau fă-te creștin care nu prea are treabă cu Hristos. Așa, care crede în Doamne, Doamne. În Dumnezeu. Dar dacă crezi în Dumnezeu care a creat universul, care spune că trebuie ca să fim sfinți ca și El, care spune că nu suntem, care a trimis pe Fiul Său ca rege și împărat, care s-a sacrificat pentru păcatele noastre și față de care, dacă îl respingem, ne va judeca și vom suferi în iad această judecată pentru că am respins pe singurul Fiul al lui Dumnezeu, vei fi urât în această lume. Dacă vrei să fii un deist sau un ortodox, așa, cred și eu în ceva, sau un catolic, sau, vei fi acceptat. Dar dacă vrei să fii un urmaș al lui Hristos, vei fi urât, pentru că Hristos pretinde că El este unicul rege. El este unsul lui Dumnezeu. Și ce spun ei? Ce spun acești împărați care se întărâtă împotriva lui Hristos? Să rupem legăturile lor și să aruncăm funile lor de pe noi. Care este ținta răzvrătirii lor? Ținta răzvrătirii lor este să fie liberi de constrângerile lui Dumnezeu. Să fie liberi de legăturile lui, de funile lui, de legea lui, de poruncile lui, de etica lui, de moralitatea lui. Și pentru această țintă comună, ca Dumnezeu să nu le mai spună ce este bine și ce este rău, ce au voie să facă și ce n-au voie să facă, pentru această țintă comună de a fi autonom, sunt gata să se alieze, sunt gata să comploteze, sunt gata să creeze uniuni, sunt gata să creeze tot felul de fronturi comune împotriva dușmanilor lor comuni. Uitați ce fac aceste popoare, aceste națiuni. Cugetă popoarele, la oaltă ele cugetă, gândesc problema și gândesc soluții și problema este Dumnezeu. Dumnezeu care are frânghiile Lui trase peste noi, peste națiunile noastre și nu vrea să ne lase ca să fim ceea ce vrem să fim și să acționăm cum vrem noi să acționăm. Ele cugetă la oaltă și conducătorii se strâng la oaltă. Conducători care sub alte circunstanțe n-ar sta la aceeași masă când este vorba ca să scape de Dumnezeu sunt cei mai buni prieteni. Formează alianțe cu pretextul creșterii economice sau stabilității politice sau așa mai departe, dar de fapt scopul comun care îi unește împreună este faptul că nu mai vor să fie sub papucul lui Dumnezeu. Scopul lor real este să rupem legăturile lui Dumnezeu și să aruncăm funile lui Dumnezeu de pe noi. Vrem independența noastră ca și națiuni de la Dumnezeu. Considerați doar câteva dintre realitățile care astăzi se confruntă societatea noastră cu ele, în Europa, în America și așa mai departe, cu care ne confruntăm noi astăzi. De exemplu, legislația care este pro-avort sau legislația care este pro-căsătoria homosexuală.
Ce interes politic sau economic există în lumea aceasta blestemată încât toate forțele acestei lumi, națiunilor, sunt împreună pentru a legaliza căsătoria homosexuală? Ce interes? Știți cât la sută din populația lumii este de fapt, se consideră homosexuală? Sub 2%. Sub 2%. Ideea aceasta că 10% din populație sau că majoritatea, este fals. Sub 2%. În unele țări, în majoritatea țărilor este sub 1%. Sub 1% din populația Pământului dictează agenda politică până acolo că dacă copilul tău va merge la școală și va spune mama și tata m-au învățat că căsătoria este între o bărbat și o femeie, rămâi fără copil. Pentru 1%, care este interesul politic? Ce bani câștigă statul pentru asta? Interesul nu este politic. Interesul nu este social. Interesul nu este economic. Interesul este, vrem să fim liberi de Dumnezeu. Și căsătoria lăsată între bărbați și femei de Dumnezeu de la întemeierea lumii protejează prezența lui Dumnezeu în societate. Vrem să rupem frânghia aceasta. Și restul, care au alte dureri, care au alte păcate, vin și zic, auzi, dacă voi sunteți pentru problema asta a homosexualilor, noi vom fi pentru problema avortului. Pentru că pe noi asta ne doare. Și dacă voi sunteți pentru asta și noi suntem pentru aia, vin și ăștia care sunt pentru altceva. Și toți păcătoșii vin la oaltă și zic, noi suntem pentru tot ceea ce e păcătos și împotriva legii lui Dumnezeu, chiar dacă este în detrimentul familiei, chiar dacă este în detrimentul societății, chiar dacă este în detrimentul politicii, chiar dacă este în detrimentul economic. Plătim orice preț, sacrificăm orice, drepturile oricui, doar să fim liberi de Dumnezeu. Asta e agenda politică reală. Ideea aceasta că Uniunea Europeană există ca să aducă prosperitate în Europa este o falsitate. Prosperitatea care noi o avem ca și români și alții o au ca și români pentru a merge în alte țări și a munci este prețul cu care ne cumpără să renunțăm la Dumnezeu. Să fie foarte clar. Uite niște euro, taci din gură despre Dumnezeu. Dumnezeu nu mai există. Dumnezeu este mort. A fost mort în Europa de zeci de ani. Bisericile zac goale în Europa de vest. Și noi acceptăm pentru că vrem beneficiile acestor națiuni. Dacă americanii ne spun că nu este modern și nu este corect ca să discriminăm împotriva celor care vor ca să căsătorească doi bărbați, cine suntem noi ca să nu fim de acord cu ei? S-ar putea ca să nu mai facă import. Dacă Angela Merkel spune că este bine ca să facem cu tare lucru, s-ar putea ca Germania să nu mai ne dea subvenții. Realitatea lui Dumnezeu este prezentată începând cu versetul 4. Și este o realitate drastică. Este o realitate cumplită. Priviți ce spune Scriptura. Cel ce tronează în ceruri râde. Stăpânul își bate joc de ei. De ce? În primul rând, cred că își bate joc de ei și de noi, pentru că nu este absolut nimic nou. Este un ciclu vicios care se întâmplă în fiecare generație. Omul, după mii și mii de ani de istorie și de a încerca ca să devină liber de Dumnezeu, ar trebui să știe mai bine. Ar trebui să se uite în istorie și să vadă, nu a funcționat nici acum 100 de ani, nici acum 200 de ani, nici acum 1000 de ani, nici acum 5000 de ani. Încercarea aceasta de a deveni autonom de Dumnezeu n-a funcționat niciodată și deși n-a funcționat niciodată, în fiecare generație și în fiecare societate și în fiecare națiune încercăm din nou. Și Dumnezeu stă în cer și râde și își bate joc de împărații acestei lumi și de conducătorii ei și de națiunile care din nou încearcă. Filosoful George Santayana spunea că cei care uită trecutul sunt blestemați să îl repete. Și adevărul este că suntem blestemați pentru că repetăm această greșeală ca și națiuni și ca și societăți în fiecare generație. Acest ciclu vicios de răzvrătire
și faliment persistă de la începutul omenirii. Răzvrătire și faliment, răzvrătire și faliment, și nu ne învățăm lecția. Gândiți-vă, de exemplu, la turnul Babel. Ce și-au propus ei? Ei zic, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe fața pământului. Ce chiar așa de rău să construiești un turn și să ai un renume pe acest pământ? Este rău pentru că este în directă opoziție cu voia lui Dumnezeu pentru omenire. Dumnezeu care spune în Geneza 9 și chiar din Geneza 1, spune: fiți roditori și înmulțiți-vă și răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. Dumnezeu are un plan și planul său este ca pământul acesta să fie plin de roada omului, de copiii omului, să fie națiuni și triburi și oameni din limbi diferite, ca Dumnezeu ca să răscumpere o biserică din fiecare națiune, din fiecare limbă, din fiecare trib. Și ei zic, nu, ar fi mai bine să rămânem aici. Să fim aici, să nu ne răspândim. Este logic într-un fel, da? Decât să fim toți în toate colțurile, mai bine ca să fim aici și să avem un turn mare, o cetate mare, dar nu este ăsta planul lui Dumnezeu. Și omul consideră că știe mai bine. Dacă Dumnezeu a zis că vrea ca pământul să fie plin de oameni, cine suntem noi să spunem că n-ar trebui să fie așa? Știți cum a reușit planul lor, nu? A avut mare succes în împotrivirea lor față de planul lui Dumnezeu. De cum? Dumnezeu a zdrobit planul lor pentru ca cuvântul lui și planul lui de răscumpărare să rămână în picioare. A fost oare ultima încercare a unei popor sau unei societăți ca să se răzvrătească împotriva planului Dumnezeu? Nici de cum. Fiecare generație, fiecare societate, fiecare națiune, în mod inevitabil, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pur și simplu râde de popoare și de conducătorii lor. Și îmi place cum începe versetul 5. Apoi le vorbește. Prima dată termină de râs de ei. Durează un pic râsul acesta. Bat joc la aceasta, durează un pic. Insistă pe ea. Și apoi, după ce ea s-a terminat, apoi Dumnezeu le vorbește. Apoi le vorbește mânia lui și îngrozește în furia lui, zicând: totuși, eu însumi l-am înscăunat pe împăratul meu peste Sion, muntele meu cel sfânt. Ce le spune Dumnezeu de îngrozește în halul acesta? Priviți. Totuși, deși încercați, deși complotați, deși vă răzvrătiți, totuși eu însumi l-am înscăunat pe împăratul meu. De ce îngrozește acest mesaj pe conducătorii acestui pământ? Îngrozește pentru că mesajul este cam așa. Oameni buni, jocul este deja terminat. Rezultatul este deja sigur. Războiul este deja câștigat. Toate comploatele voastre, toate alianțele voastre, toate uniunile voastre politice nu pot face altceva decât să producă suferință și dezamăgire peste acest pământ. Dar nu pot schimba rezultatul. Rezultatul este Iisus Hristos, care stă pe tronul Universului. Restul ce faceți voi este irelevant. Realitatea este că Dumnezeu a planificat absolut totul de la început. Realitatea este că realitatea noastră este mai mult despre Dumnezeu decât este despre noi. Realitatea este că universul acesta există mai mult pentru Dumnezeu decât există pentru noi. Realitatea este că națiunea noastră are un scop specific pentru Dumnezeu, care nu este sub controlul nostru. Și toată eschivarea aceasta și toată zbaterea aceasta ca să schimbăm direcția care Dumnezeu a lăsat-o pentru acest pământ și pentru această nație și pentru acest popor și pentru mine, nu produce altceva decât râs
pe fața lui Dumnezeu, care privește la mine ca o furnică cum mă zbat ca să duc în spate lumea aceasta, ca să schimb planul său și zice, ce-i cu tine? N-ai învățat în mii de ani de istorie că ce zic eu, aia se întâmplă? Realitatea este că Hristos este deja pe tron și că El domnește din veșnicie în veșnicie, pentru că Dumnezeu a planificat totul și a și împlinit totul de la început. Rezultatul este cert, este sigur, Dumnezeu va domni pentru veșnicie pe acest pământ, dar un pământ nou, prin Fiul Său, Iisus Hristos. Tot ce se întâmplă aici și acum în istoria umană nu este decât desfășurarea planului său glorios pentru a manifesta puterea și slava sa măreață. Dacă ai crezut altceva, dacă ai crezut că scopul existenței Universului este ca să ajungi ca tu să ai cea mai bună viață posibilă, te-ai înșelat. Deși în planul acesta miraculos al lui Dumnezeu am și eu și tu un rol. Calvin numea lumea noastră scena teatrului slavei lui Dumnezeu. Lumea este scena teatrului slavei lui Dumnezeu. Pe această scenă a Universului Dumnezeu desfășoară planul slavei sale. Ăsta este rolul Universului. Dacă trăim cu ideea că noi suntem scopul Universului, că noi suntem centrul Universului, nu vom înțelege niciodată ce se întâmplă în istorie, nu vom înțelege niciodată ce se întâmplă în viețile noastre. De ce să răzvrătesc atunci națiunile? Dacă planul este sigur, dacă piesa de teatru este cu un final cert, de ce să răzvrătesc atunci națiunile? Păi, în primul rând, ele se răzvrătesc pentru că sunt păcătoase. Pentru că urăsc pe Dumnezeu și pentru că vor să fie liberi de Dumnezeu. Dar se împotrivesc lui Dumnezeu nu doar de asta, ci pentru că este voia lui Dumnezeu ca aceste națiuni și ca fiecare națiune până la urmă să fie zdrobită pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că la sfârșitul istoriei, când se trage linia, să se spună, nu a existat o societate, nu a existat o cultură, nu a existat o națiune, nu a existat un popor, nu a existat un împărat care a putut ca să răscumpere pe om. Doar Dumnezeu care l-a creat, doar Dumnezeu care l-a supus deșertăciunii este cel care îl poate răscumpăra. Restul toți au fost falimentari. Hotărârea lui Dumnezeu se prezintă din versetul 7 în versetul 9, finalul scenei. Voi vesti hotărârea Domnului. El mi-a zis, vorbind despre Hristos aici, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi dea neamurile drept moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Națiunile, popoarele, marginile pământului există ca să fie zdrobite sub puterea și slava Domnului nostru Iisus Hristos. Și din cioburile vasului care sunt zdrobite pe scena pământului acesta, El să le ia pe cele care sunt a Lui și să formeze o nouă creatură, o nouă făptură, un nou pământ, o nouă biserică, o mireasă a Lui. Asta este planul! Sau ați crezut că Iohannis a să rezolve toate problemele? Și în sfârșit România va merge și noi, și americanii, și Europa de Vest, și Asia, toate sunt sortite la faliment. Pentru ca Dumnezeu să-și manifeste slava Lui. Există o singură formulă pentru succes, ca și națiune și ca și societate pe acest pământ. Și această formulă nu este politică, nu este socială, această formulă este cristologică. Nu există alternativă decât recunoaștere și supunere față de adevăratul împărat, față de Iisus Hristos. Atunci când națiunile au recunoscut domnia lui Dumnezeu și domnia lui Iisus Hristos, lucrurile au mers bine.
Când America era o națiune creștină, lucrurile mergeau bine. Lucrurile au început să nu mai meargă bine. În istorie, dacă ne uităm, oricând o națiune a recunoscut domnia Domnului nostru Iisus Hristos, lucrurile au mers bine. Dar până la urmă, puterea absolută, într-adevăr, corupe în mod absolut și omul se năzuiește gândul că dacă au ajuns lucrurile să meargă așa de bine, cât de bine ar fi dacă aș fi eu Dumnezeu. Nu este destul că sunt președinte, nu este destul că sunt împărat, nu este destul că am un popor mare. Până la urmă, gândul de a fi Dumnezeu urcă la mintea și în inima omului și se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. De aceea, zice cuvântul, regilor, purtați-vă cu înțelepciune, judecători ai pământului, luați învățătură, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați sărutare Fiului. Altfel spus, recunoașteți autoritatea Lui ca și Rege Suprem. Ca nu cumva să se mânie și să pieriți pe cale, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cei ce își găsesc refugiul în El. Cele din urmă, toți vor îngenunchea. În cele din urmă, toți vor da sărutare Fiului. Altfel spus, vor recunoaște autoritatea Sa și domnia Sa împărătească. Dar înainte ca lucrurile să meargă mai bine, înainte de acea zi, Biblia ne spune foarte clar că lucrurile vor merge mai rău. Toți cei care se împotrivesc, toți împărații, toate națiunile, toate guvernele, toate societățile vor pieri pe cale. Căci mânia Lui este gata să se aprindă. Singura scăpare, ne spune textul nostru, este ferice de toți cei ce își găsesc refugiul în El. Pentru că într-o bună zi, când împăratul nostru, împăratul împotriva căruia națiunile astăzi războiesc și împotriva cui complotează, împăratul nostru va coborî pe nori înapoi pe această planetă, pe acest pământ și suferința noastră a celor care ne-am pus nădejdea în El se va sfârși și în sfârșit El va domni în mod veșnic. Va fi un singur împărat și va fi un singur popor. Poporul Lui ales, biserica Lui, mireasa Lui. Așa că nădejdea noastră și speranțele noastre nu trebuie să fie în împărații și națiunile și în guvernele deșarte acestei lumi. Și nu trebuie să fim dezamăgiți când lucrurile merg de la rău la mai rău. Pentru că refugiul nostru este împăratul nostru, unicul împărat suveran, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin? Amin. Amin.